Salut tuturor și bine v-am găsit la un episod din seria noastră de Overwatch. Dacă vă place această serie, nu uitați să apăsați pe butonul de like, de share și de subscribe și mai ales pe clopoțel ca să primiți notificare. Iar acestea fiind spuse, hai să trecem să vedem ce codați o să prindem astăzi. Un fraților și-am intrat și match, scorul este de 6 la 4 și suspectul nostru se află pe harta Mirage. Oare este român? Întrebare de baraj. A dat un flash, ia să vedem. Ok, parcă i-a fugit așa puțin ținta și nebun pe ala. Adică se uita într-un loc și direct bam. Ok, are mare aim. Are direct mare aim. Ok, are aim, nu știu dacă are și wall, cam o să fie greu dacă avea că are un aim destul de... Ok. Hai să vedem care este treaba, se duce fără ce-o dure, cred că are și wall, având în vedere că știe că este site-ul Beliber. Adică, na, știe pe ăsta, mă rog, că trage, dar se duce direct după el, direct cap, nicio problemă. Bam. E că este la mamă, dar cum le trage, bă! Da, asta la asta are și wall hack și asta are bunny hop? Da, cred că are și bunny hop. Cred că are și bunny hop. Dar nu prea sare. Mamă, dă flash-uri de astea, să zicem că el n-are mare cod, dar... I-a dat lui ăla direct. Ia să vedem, mai este un băiat CT. Mamă, cum îi se duce ținta direct și ăștia doi care sunt aici, ia să vedem, îi bate pe amândoi. LOL, dude. LOL. Da, 100% are și wall, dar nu-mi dau seama, uite, stă, nu văd, vreau să văd dacă are și bunny hop. Nu-mi dau seama. Da, are și bunny hop. Are și bunny hop, ok, gata, ne-am convins, are și bunny hop. Dar, mamă, ce le trage. Doamne. Direct se duce după asta, nici măcar o plantează bomba, cui trebuie, nu are nevoie de bombă. Dude, what the fuck? Și era 6-4, mi se pare că da, pentru că cred că fix atunci s-a activat. Cred că fix atunci s-a activat, s-a apăsat pe buton și direct i-a aruncat în aer. Mamă, cum da, se blochează între el, l-a văzut pe ăsta, se duce prin smoke. Bam, mamă, făcut double pick, n-a apucat să vedem și o rundă pe CT la pistoale. Dacă le trage la toți, e clar. Stai, se acsetează puțin așa. Doi băieți spa, restul intră pe mid. Dar al nostru e AFK, adică n-are nicio treabă, știi că oricum o să câștige runda orice ar fi. Și acum asta ne face un pic. Doi. Îi trage și lui ăla, doar că n-ajunge să-l vadă. Mai sunt doi băieți în rampă. Da, wow. Hai mă, du-te și pe ăla. Ce rost mai are. Bam. Degeaba, mă, dacă nu dă ace, degeaba. Și bătălie acolo pe mid. Ce bătălie era acolo pe mid, dar... Na. În fiecare rundă bate câte 4, n-a dat și el un ace. Slab rău de tot. În fiecare rundă bate câte 4. I-a dat mare cap, are 50. Ia să vedem. Ai, câți să bați, câți să bați. Totuși. Ce n-are armă? A, ba da, are seringă. Ia să vedem. Oulu, ce fa, mă, nu mai merge. Nu mai merge codul, viața mea. 1 2 Mam. Și ultimul este na. Ia că-s curios cum îi trage și lui ăsta. Uite cum îi sare ținta, mă, uite cum îi sare ținta. Direct. I-a mai dat o bucată. Da, wow, ok, deci avem așa, așa și așa și mă rog, asta nu le-a făcut, deci cam asta a fost primul codat. Ce părere aveți, chat? Da, și revenim imediat cu al doilea codat.
Bă, fraților, încă un minunat demo aici pe Mirage. Nu știu câte demo-uri pe Mirage au fost, dar hai să vedem. Suspectul nostru are seringă, are direct bunny hop, s-a văzut. Hai să vedem. Să vedem cum trage, se uită direct prin perete. Nu e absolut nimeni pe mid. Nu știu ce caută pe mid. Dar e ok. Mamă, ce movement ciudat are. Se uită, are ținta în pământ. Mamă, se uită direct prin pereți după ei, ești nebun. Direct prin pereți se uită după ei, ești nebun. Ha, mă, fă-le pic. Mă, nu știu cum se uita prin pereți. Am o viața mea, fă-le pic, ce e așa greu? A pus ținta. Bine, nu știu unde a pus ținta exact, că efectiv, bă, vedeți pe tipul ăsta cum joacă, adică la modul dude. Am o viața mea, faci ceva? Te uiți la un zid. Dude, se uită la un zid. A tras odată. Bă, 4x, nu știu, că runda asta e prea ciudată, efectiv. Uite, aveți chef să vă bateți în sfârșit. Bine, cred că și ești. Da, ia uite, direct. Direct, adică bam, bam, hai, poate runda asta nu se mai uită la un perete toată runda. Pani hop-ul la ordinea zilei, frumos. Și wall-ul, adică s-a văzut că se uite prin preț. Vin toți pe B. Ia să vedem ce face. Hamu. Bă, iar te uiți la un zid. Dude, te uiți la un zid. Pă bune. Acum, cred că și aia de la echipa adversă au, știi? Și de aia. Al nostru le zici că e frică, mă, să le facă pic. Așa, da, înțelege și aim-ul. Aim. Am înțeles că cum stă treaba și cu el. Dar băi, e ciudat, dar omul se uită la ziduri. Se lipește de ziduri, se uită la ele, efectiv. Da, așa că, mamă, iar se uită la zid. Bă, am pus poza fix când se uită din nou la zid. Incredibil. Haide, boss. Poți să nu mă mai uit la un zid, te rog. Cu băiatul ăsta nu știu niciodată cum să facă pic, adică. Oh, stai. Oh, așa, bravo, în sfârșit. Foarte bun, ești cel mai bun jucător. O viață aici pe aia bașco, deci nebun direct. Mamă, stați așa că l-a aruncat în aer. O rundă. Mamă, ce le-a făcut aici. Se joacă intensiv pe abilea nostru, nu știu unde, în junglă undeva. Ducem B. Ia uite-l unde stă, frate, ești nebun. Au și plantat bomba. Uite în pământ. Mai dă-i. Hai așa că nu mai e pe cine să omor. Mamă, nici măcar defuse kit nu și-a luat. S-a omorât în 3. Bă, sunt curios dacă se și atacă în 3. Ca să îi dau și de ăsta. Merge efectiv cu ținta în pământ. Zici că îi vede doar dacă e pe jumătate de ecran, efectiv. Mamă, are lag. Meu are lag direct, adică. Dați-vă puțin cum îi se mișcă. Aia, când ai PC prost și e slab. Mamă, iar a venit la zidul ăsta, se uită la zid. Ești nebun, aia, 4x, da. Direct pauză, că n-am mai mers codul la băieții ceilalți. Hai să vedem. Unul fix lângă el. Se uită la el prin zid. Hai, zic mă, gata, am spus. Bă, n-a dat în aia, dar îi dăm direct pentru astea. Nici nu pot să zic că nu are, efectiv. Adică omul se uita la ziduri direct prin pere, se uita după ei și direct, nu știu, spuneți-mi voi părerea. Poate nu avea cod, poate era cel mai profesionist player, dar eu nu cred. Așadar, cam ăsta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, de share și de subscribe. Și mai ales pe clopoțel ca să primiți notificare. Iar eu am fost Alex și până data viitoare vă urez o zi cât mai bună în continuare. Ciao, bă, pa, pa. And I can't fight it. I can't fight it.